Salutare! Astăzi vă voi arăta cum putem decoda sticurile 3G, 4G primite de la operatori. Asta înseamnă că putem folosi în interiorul sticurilor orice cartelă, o cartelă de la alți operatori de telecomunicații ce oferă internet prin 3G sau 4G. În cazul de față avem doar un stick USB 3G de la Digi, marca ZTE, și avem o cartelă de la Telecom introdus în el. Sticul este codat. În momentul de față am introdus sticul în calculator. Așteptăm să efectueze inițializarea. Se activează dispozitivul. După cum vedeți, este interfața sticului de la Digi Mobil. Aici ne cere PIN-ul cartelei de la operator. Introducem și noi PIN-ul nostru. Voi, dacă nu aveți PIN pe cartelă, nu o să vă ceară și dăm OK. În momentul de față, stick-ul este codat în rețeaua Digi Mobil, deci se poate folosi doar cartelă de la Digi. Noi vom începe să decodăm acest stick cu un programel care ne ajută să-l deblocăm. O să vă las un link din Drive sau de pe vreun file sharing ceva. Și deschidem aplicația cu drepturi de administrator, DC Unlocker, și dăm executare ca administrator. Se deschide aplicația, selectăm producătorul sticului, în cazul nostru ZTE, lăsăm pe autodetect pentru că nu avem MF 190 în listă și dăm pe această lupă. Spune că ni l-a detectat ZTE Cards autodetect și așteptăm aici. Și ne spune că SIM locked. Ne găsește e-mailul și tot ce înseamnă. Acum va trebui să apăsăm pe unlocking și dăm unlock. Unlocking please write și ne spune că cardul a fost deblocat, stick-ul a fost decodat. Așteptăm să vedem dacă ne și funcționează. Introducem PIN-ul cartelei. OK. Inițializează. Așteptăm puțin. Ne ducem la setări și va trebui să adăugăm APN-ul. Obținere APN automat. Ia să vedem dacă mi-l ia automat, așa ar fi trebuit. Selecție. Manual, ia să vedem. Căutare. Așteptăm să vedem dacă ne identifică rețeaua pe LED, pe modem. Becul este verde. Nu am la îndemână APN-ul, așa că o să-l caut să-l putem configura. El, în momentul de față, ne caută rețeaua. Ne-a găsit curent Telecom România și dăm aplicare. S-a înregistrat în rețea. Conexiune. Ia să vedem aici. Pe vizualizare. O să caut și eu imediat APN-ul pentru Telecom. Am găsit pe internet. Va trebui să căutați pentru operatorul dumneavoastră APN și operatorul pe care îl aveți, Digi, Vodafone, Orange și așa mai departe. Aici o să punem
Telecom, formare număr avem steluță 99 diez. Diez. Deci diez. Și aici vom scrie litere mici. Îi dăm salvare conform userului, aplicare, setare OK, apăsăm X, Telecom Draw, o să deconectăm Wi-Fi-ul, deconectare, și o să ne conectăm cu sticul de la Digi, oferit de Digi, și cu cartela de la Telecom.